10 studenți din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, grație programului Erasmus, efectuează mobilități de studiu în Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Cum se desfășoară procesul de studiu, aflăm chiar de la ei. Datorită programului Erasmus Plus, am ocazia unui schimb de experiență în Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din orașul Sibiu, România. Odată ajunsă în această instituție militară, am avut impresii foarte bune, fiind cu un nivel de dezvoltare înalt, dotată cu tehnologii performante și condiții bune pentru studiul aprofundat, atât teoretic cât și practic. În colaborare cu studenții străini s-au manifestat cu un comportament educat, respectuos, punctual, sunt sociabili și dornici de experiență oferită de către mobilitatea dată. Acest program este unul cu multe avantaje și desigur ajută să te dezvolți în plan profesional. Începutul studiilor a fost puțin mai nevoios, din cauza că e un curs internațional, toate obiectele se studiază în limba engleză și cu toți studenții și profesorii comunici în aceeași limbă. Dar, desigur, dacă depui puțin efort și îți dorești cu adevărat un lucru, ajungi să-l obții. La întoarcerea în Academia Militară, voi împărtăși și camarazilor mei bagajul de informații studiat în această perioadă. Eu cred că finalitatea acestei instruiri constă în crearea unui ofițer modern, unui ofițer bine gândit.